Bună ziua, dragi copii! Sunt Natalia Bernaz și astăzi vom avea o lecție de dezvoltare personală. O lecție foarte importantă, care ne învață cum să ne urmăm visul, cum să descoperim calea spre succes, care sunt emoțiile noastre, care sunt emoțiile celor din jur, cum să gestionăm corect aceste emoții și până la urmă să devenim oameni pozitivi înconjurați doar de prieteni. Astăzi, subiectul lecției este respectul față de lucrurile personale și ale colegilor. Haideți să vedem, copii, care sunt obiectele personale pe care le aveți. Da? Iată, aveți în față Ionuț, un băiat de vârsta voastră care are în mână o carte. Hai să vedem ce obiecte mai poate avea. Sigur că aveți și voi creioane colorate, niște caiete, așa, o radieră, da? Penar poate avea, creion simplu poate avea, pixuri evident. Toate acestea sunt lucrurile voastre personale care au fost procurate de părinții voștri pentru ca voi să fiți asigurați într-o învățare la școală. Așa, și iată că un creion are un mesaj pentru noi. Sunt un creion și vorbesc din numele tuturor rechizitelor școlare. Îmi place să fiu respectat, păstrat în penar sau în mâna unui elev exemplar. Sunt util la scris sau desenat. Îmi place să fiu ascuțit. Nu îmi place să fiu aruncat, să fiu ros, să n-am vârf, să înțep copiii. Fii prietenul meu! Sunt sigur că voi aveți grijă de rechizitele voastre școlare, ori de altfel se întâmplă, așa cum a pățit o nătăfleață, nu avea grijă de rechizite și ele au fugit și nătăfleața a rămas fără ele. De aceea, dragi copii, trebuie să țineți minte toate lucrurile care sunt cumpărate de părinții voștri. Ele sunt importante și sunt obținute din munca lor. Respectând aceste obiecte, păstrând aceste obiecte, așa demonstrați și respect și dragoste față de părinții voștri. În afară de asta, la școală mai avem și lucruri comune. În fiecare clasă sunt și bănci, și scaune, tablă. Aceste lucruri sunt oferite de școală pentru ca nouă să ne fie mai ușor să învățăm. Țineți minte că există în lumea asta copii care nu au nici școală, nici clasă, nici masă, nici scaun și oricum sunt fericiți să învețe. Iar noi suntem obligați să le păstrăm, pentru că ele sunt bunurile școlii. După noi vor veni alți copii și vor învăța și acești copii pot fi frații, surorile voastre. De asta trebuie să se bucure și ei de bunurile comune. Am să continui lecția noastră cu o istorioară foarte interesantă după mine, care se numește Ascuțitoarea Elefant. Fiți atenți și ascultați atent. Vlăduți are o ascuțitoare foarte frumoasă. Este un mic elefant colorat. În recreație iese la joacă cu ascuțitoarea în buzunar. În toiul jocului, ascuțitoarea îi cade. Cătălin o vede și o ridică repede. O strânge bine în mână. Ce mult îi place! Ce-ar fi să o oprească pentru el? Și fără să se mai gândească prea mult, vâră ascuțitoarea în buzunarul său. Vlăduț se joacă mai departe cu Viorel. După pauză, vin toți în clasă. Abia acum își aduce el aminte de ascuțitoare. Caută și începe să plângă. Întreabă necăjit de colegi. Niciunul n-a găsit-o. Supărat foc, Vlăduț dă vina pe Viorel pentru că se juca cu el. Tu mi-ai luat-o! Cu tine m-am jucat! Dă-mi-o, n-auzi! Zădarnic încerca Viorel o explicație. Nimeni nu o asculta. Toți copiii strigau, hoțul, hoțul! Cătălin nu mai poate rezista. Scoate ascuțitarea din buzunar și pornește spre banca lui Vlăduț. Ochii îi joacă în lacrimi și glasul îi tremură. Iartă-mă, Vlăduț! Poftim ascuțitoarea! Eu sunt de vină! Ți-a căzut în pauză. În clasă cade brusc o perdea de liniște. Cred, rupe Vlăduț tăcerea, că amândoi
trebuie să ne cerem iertare de la Viorel. Intră doamna învățătoare, pe fereastra deschisă, pătrunde o adiere ușoară și binefăcătoare. Lecția începe. Eu cred că de atunci Cătălina a învățat lecția și niciodată nu mai pune mână pe obiecte străine, chiar și pentru un timp scurt. În primul rând, aceasta este inadmisibil. Niciodată să nu luați copiii obiectele personale ale colegilor fără permisiune. În primul rând, asta dă naștere unor conflicte și nu este corect. E bine să știi, lucrurile pe care ți le cumpără părinții sunt proprietatea ta, adică sunt personale. Ghiozdanul, caietele, uniforma sunt bunuri personale, pe când banca, manualul, tabla, dulapul, scaunele sunt lucruri comune. Totuși, trebuie să avem grijă de toate, indiferent dacă sunt lucruri personale sau comune. Este important, copii, să țineți minte niște reguli. Prima, păstrează obiectele proprii în locurile speciale pentru aceasta, fie la școală sau acasă. Sunt sigură că acasă aveți un loc unde vă păstrați toate rechizitele voastre. Și la școală, dacă nu aveți dulăpaș, aveți ghiozdan, în care rechizitele se regăsesc în curățenie. 2. Creioanele și pixurile trebuie să fie într-un penar. Altfel riști să le pierzi. Dacă nu sunt într-un penar, poți să pierzi azi un creion, mâine altul și până la urmă trezești că nu mai ai creioane de colorat. Și atunci mama te întreabă unde sunt creioanele, dar tu, gata, deja le-ai pierdut unul câte unul. Pentru a nu le pierde și pentru a le păstra, e bine să ai un penar special pentru aceste creioane. Acorela sau guașa, copii, e bine să o păstrați într-o boxă cu capac sau o pungă pentru a evita scurgerea culorilor. Se întâmplă uneori când copiii nu păstrează corect guașa și acuarela și atunci au diferite necazuri, când această guașă poate să se scurgă și să murdărească obiectele din ghiozdan sau din dulăpaș. Fiecare lucru își are locul său, fie în ghiozdan, fie în dulăpior. Dacă ai împrumutat de la cineva vreun obiect, folosește-l cu grijă, să nu-l deteriorezi. Întoarce-l stăpânului în limitele timpului propus și nu uita să-i mulțumești pentru asta. Dacă ai găsit prin clasă vreo rechizită școlară, asta nu înseamnă că e a ta. Nu uita să întrebi a cui este, pentru a o întoarce, pentru că atunci când vei pierde și tu rechizita școlară, vei primi un apoi de la colegi. Ține minte, orice lucru costă bani, care se obțin prin muncă grea a părinților tăi. Ați putea face în clasă un ungheraș al lucrurilor pierdute. Astfel, stăpânul obiectului le va găsi mai ușor. Iar acum, copiii, să încercăm să stabilim cât de adevărate sunt ideile propuse. Lucrurile pe care mi le cumpără părinții sunt lucruri personale, spune Ionuț. Așa este? Da, e adevărat. Sunt lucruri personale. Dacă găsesc un lucru, îl iau, îmi aparține mie. Oare? Așa, și tu poți pierde un lucru, așa? Și dacă găsești un lucru, este bine să întrebi al cui este și să-l întorci. Deci, această idee este falsă. Dacă mă plictisesc de jucării, le dăruiesc altor copii. Să știți că acesta este un lucru foarte, foarte bun, dragii mei. Dacă știm să păstrăm foarte bine jucăriile și sunt în stare bună și de acum am crescut și nu mai am nevoie de ele, le pot oferi celorlalți copii care sunt mai mici și ei se vor bucura de aceste jucării. Deci această idee este adevărată după mine. Sunt sigură că și voi credeți la fel. Păstrez mobilierul școlii. Neapărat. Sigur că eu am să vă spun și mai mult, copii. Sunt sigură că în regulamentul școlii este undeva scris că dacă elevul a deteriorat intenționat mobilierul școlii, atunci părinții acestuia riscă să-l plătească. De aceea fiți atenți și precauți, fiți manierați, păstrați lucrurile comune, pentru că de ele au nevoie și ceilalți copii care vin la școală să învețe. Deci această idee la fel este adevărată. Bravo, prieteni, spune Ionuț. Rețineți,
Un copil manierat și respectuos mereu va păstra lucrurile personale și va avea grijă de toate lucrurile comune. Pe curând, prieteni! Eu vă urez succes, aveți grijă și nu uitați, lucrurile personale, cât și cele comune, trebuie păstrate. La revedere!